În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Iubiți frați creștini, noi venim la Sfânta Slujbă ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și aici venim și să ne rugăm la Dumnezeu pentru noi și pentru ai noștri. Dar omul când se roagă trebuie să aibă o atitudine potrivită. Când se roagă, cel mai bine este să stea în genunchi. E cel mai bun loc. Căci atunci când omul se smerește, Dumnezeu îl înalță. Atunci când te pleci în fața lui Dumnezeu, El vede cel mai bine și știe gândul tău și inima ta. Și atunci, prin smerenie, noi mai bine întâlnim cu Dumnezeu. Dar poate cel bolnav nu poate face asta. Dar să se roage cum poate el. Că Dumnezeu știe neputința lui. Dar, dacă venim la rugăciune aici, când omul se roagă, trebuie să lepede toată grija cea lumească. Să o lepădăm. Să ieșim din toate întâmplările, vorbele, gândurile, din grijile noastre. Să le lăsăm. Și aici venim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dacă venim să ne rugăm, spune așa Sfânta Scriptură, când te rogi, să ierți orice ai împotriva cuiva, să vii cu suflet bun, cu inimă bună și iertând orice. Așa ni se spune în Sfânta Scriptură. Iar când venim să ne rugăm, să nu uităm ceva, că în rugăciune stăm de vorbă cu Dumnezeu și îi mare lucru. Mai mult, când ne rugăm, să nu fim mândri ca fariseul, că nu-i bine, ci atunci pierdem. Și să fim cu smerenie, cum a fost vameșul. În rugăciune putem avea privirea coborâtă la pământ, ridicată spre cer. Depinde de împrejurare, de cerere, de suflet, de inimă, depinde. Azi în Evanghelie vedem pe Domnul Iisus Hristos cum se roagă pentru ucenici, apoi mai târziu vedem în Sfânta Scriptură se roagă și pentru lume, pentru cei care vor crede. Și se roagă într-un mod deosebit. Și ni se spune așa la Ioan 17, 1 cu 13, acestea a vorbit Iisus și ridicându-și ochii săi la cer, a zis, Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te preamărească pe tine, precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum preamărește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Arătam numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine. Cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog
Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt și toate ale mele sunt ale tale, ale tale sunt ale mele și m-am preamărit întru ei și eu nu mai sunt în lume, iar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește numele tău în care mi-ai dat ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam numele tău pe cei ce mi-ai dat și am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și acestea le grăiesc în lume ca să fie de plină bucuria mea în ei. Vedem că Domnul Iisus Hristos zice că se roagă și s-a rugat. Dar are privirea îndreptată spre cer. El, ca Dumnezeu, ca Fiul Dumnezeu, ridică ochii la Tatăl cel din ceruri. El, ca Fiul Dumnezeu, se roagă pentru apostoli, ca să fie una și păziți. Se roagă mai târziu și pentru lume, pentru cei ce vor crede. Mijlocește prin rugăciune Iisus la Tatăl pentru noi. Poți și tu, creștine, ridica ochii la cer când te rogi, dar să o faci cu credință. Vrând nevrând cândva, Iacov din legea veche a ridicat ochii la cer. Că a văzut o scară ce lega cerul cu pământul și s-a uitat în sus. Pornea scara și apoi urca la cer. Și a văzut Îngerul lui Dumnezeu urcând și coborându-se pe scară. I-a văzut pe îngeri urcând și coborând. Și s-a uitat în sus privind la cer. Așa a ridicat și Iisus Hristos ochii la cer. Putem ridica și noi ochii la cer când ne rugăm sau privim spre Dumnezeu. Și noi putem face rugăciunea cu ochii la cer, dar să o facem cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Ridicăm ochii spre Părintele cel Ceresc. Cândva a ridicat ochii spre cer și Sfântul Ștefan, când oamenii vreau să-l piardă, aruncau cu el în pietre, cu pietre în el. Ce face el? Îngenunchează și se roagă pentru dușmani, pentru cei ce voiau să-l ucidă. Se roagă pentru ei, ca Dumnezeu să-i ierte. El cu vrere se pune în genunchi, cu vrere se roagă și cu vrere cere. Cu vrere să facem și noi îngenuncherea, să ne rugăm pentru lume, pentru prieteni, dușmani, cunoscuți, necunoscuți, pentru toți. Să ne rugăm mereu și mult. Și Pavel ne spune, rugați-vă neîncetat. Așa ne spune el și așa e bine să facem noi. Iar Iisus, Domnul nostru, ne dă pildă de rugăciune și că e bună și de folos. Ne rugăm lui să fie cu noi. Ochi în sus și-a ridicat Petru când era în apă, jos, dar ridică ochii în sus către Iisus Hristos. Avea nevoie de ajutor și știa că Iisus Domnul poate scăpa, dar a strigat, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus și-a întins mâna către el. Noi să nu le nevim a ne ruga și cu nădejdea striga către Dumnezeu, că ne aude și ne ajută. Auzim pe psalmistul David zicând,
Doamne, strigată în către tine, auzi-mă! Ia mine la glasul rugăciunii mele când strig către tine! Și noi să alergăm cu nevoință la Dumnezeu și să ne rugăm să ne ajute în toate împrejurările vieții. Și noi să strigăm. Uneori poate fi strigare doar din inimă, fără să aude glasul, dar tot strigare este. Și Dumnezeu aude și ce zici din inimă. Știe și gândul tău, și planul tău, și vorba ta. Știe tot. Putem striga din adâncul inimii și ne ajută. Și e cu noi și pentru noi. A ridicat ochi și glas spre Iisus Hristos cei 10 leproși. Oameni încercați, în durere, ce știau că îi așteaptă moartea și încă una grozavă și grea. Ridică ochii și glasul lor și au strigat să fie ajutat, să Iisus să-i fie milă de ei. Și au ridicat ochii și glasul. Au fost ajutat și izbăviți de boală. Și noi, ridicăm glasul către Dumnezeu, să cerem ajutorul că El poate să ne ajute și vrea și o face. Ce mult înseamnă să știi să ridici ochii către Dumnezeu. Femeia bolnavă de 12 ani, ea își coboară ochii în jos la poala hainei lui Iisus. Măcar de ea să se atingă, dar tot de Dumnezeu, tot de Iisus Hristos. De poala hainei lui și-a plecat ochii, a văzut și s-a atins. Dar o făcea cu credință și s-a vindecat. Și noi putem fi aproape de Iisus Hristos prin smerenie. Să ne plecăm înaintea Lui, să ne închinăm Lui. Putem face și noi, dar să o facem cu credință. Că scrie așa în Sfânta Scriptură, fără credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă fără credință? De aceea să avem credință. Dar oare nu în jos privea femeia gârbovă de 18 ani? În jos. Dar când era plecată în jos, totuși așa s-a dus la sinagogă, la rugăciune. S-a dus, n-a stat acasă. Mulți sănătoși n-au mers acolo. Dar ea s-a dus la întâlnire cu Dumnezeu. Cât a fost ea de încercată, poate batjocorită și hulită și judecată, dar s-a dus. Ea era gârbovă, a plecat, nu se putea ridica, nu se putea îndrepta, ochii doar la pământ, dar s-a dus. Și de ce oare? Că avea credința către cer, către Dumnezeu. Așa avea și femeia bolnavă de 12 ani, așa a fost. Așa au fost și acei leproși cu credință, că Iisus îi va ajuta. Dacă e așa, e altfel. Iar femeia gârbovă e vindecată de Domnul Iisus Hristos. De aceea, sunteți chemați să veniți în casa Tatălui, dar să venim cu credință, cu smerenie, cu nădejde, că Dumnezeu ne așteaptă și ne ajută. Și știe ce avem, știe prin ce trecem, prin ce încercări, știe ce petrecem și ce avem, știe. Auzim în Sfânta Scriptură vorbindu-se despre timpuri, anotimpuri, despre ore, despre vremi. Auzim vorbindu-se. Și în rost scrie, este vreme potrivită de semănat, de secerat, fiecare la timpul lor. Dar aici în Evanghelie auzim ceva, chiar la început, Domnul Iisus spune așa, Părinte,
A sosit ceasul. A sosit momentul unor lucrări deosebite să le facă Mântuitorul pentru noi. A sosit ceasul. Așa spune Mântuitorul. Clipa a venit. Este aici. Și Iisus Hristos de aceea a venit în lume tocmai să lucreze pentru noi. Și se roagă Tatălui și mărturisește zicând, a sosit ceasul. A venit camionul lui Dumnezeu să ridice păcatele lumii. Și iată, ca să le spele, a sosit ceasul. Le-a luat asupra lui, dar a sosit ceasul. Să le spele, să le curățe, ca oamenii să fie împăcați cu Dumnezeu. Auzim vorbindu-se despre ceasul întâi, trei, șase, nouă sau ostraja nopții. Dar ca și ceasul mântuirii nu-i niciunul când a lucrat Iisus Hristos pentru noi. Dar nouă ni se spune ceva azi, nouă direct și ne spune Mântuitorul să nu uităm noi ceva. Ce ne spune nouă? Ce luați aminte? Azi e ziua mântuirii. Azi. Azi lucrează și tu. Azi fă și tu. Ce până de azi să fii credincios. De azi încolo să te schimbi să fii altceva. De azi. Azi e ziua mântuirii. Iisus Hristos n-a lăsat să-i treacă ceasul lui. Nu-i vremea aceea. N-a lăsat să treacă, deși putea. N-a lăsat. Și-a luat paharul și și-a dus crucea. A dus-o. Și știm că a zis atunci, nu voia mea, ci voia ta, Părinte. Așa a zis. Acum, dacă Iisus Hristos a zis, azi e ziua mântuirii, azi lasă-L pe El și azi să fii cu El. Nu să zici, de mâine, Doamne. Oare mai prin ziua de mâine? Nu știi. Și atunci ia aminte la ce spune o cântare. Iisus te caută și te vrea. Cântarea zice, nu lăsa să plece trist, poate niciodată, mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Nu lăsa. Azi e ziua ta. Folosește-o. Azi e ziua mântuirii tale. Folosește-o ca atare. Și vezi, să-L primești pe Iisus Hristos și să fii tu cu El și El cu tine. Dacă vrem să luăm exemple din Sfânta Scriptură în acest sens, e bine să le luăm. Să vedem cum a fost acolo să fie și la noi. Cândva Mântuitorul intra într-o cetate, știm în care, când i s-a citit. Dar acolo, mergând, ce vede într-un copac? Pe un om, a fost mic de statură și s-a urcat acolo să-l vadă. Iisus s-a oprit lângă el, s-a oprit jos lângă copac și ce-i vorbește omului, ce-i zice? Zaheu, grăbește-te de jos că astăzi trebuie să fiu în casa ta. A zis, astăzi, n-a zis mâine, azi trebuie să fiu în casa ta. Pe noi vine cuvântul, azi e ziua mântuirii, azi primește-L pe Iisus, să nu-și mâine, azi lucrează cele bune, nu mâine. Azi lucrează pentru suflet, nu să zici mâine. Azi. Ce faci cu astăzi? Vrei să o pierzi? Dar ni se spune acolo în Evanghelie ce face Zaheu? Grăbindu-se s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când? Atunci pe loc. N-a zis, Doamne, nu m-am pregătit. Nu știu ce e acasă. Am ceva la servici. N-a zis, ci pe loc
atunci l-a primit. Dar ce au să aude vorbindu-se despre Zaheu? Decât de Dumnezeu, nu de oameni. Asta a făcut mântuire casei acesteia. Vezi ce înseamnă să-L primești pe Iisus ca Domn și Dumnezeu? Vei auzi cuvintele azi sau astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia? S-a făcut mântuire astăzi acestei case. Cuvânt de la Dumnezeu. Și oricum ar fi, oricum am întoarce lucrurile, cuvântul rămâne, azi e ziua mântuirii. Ce faci astăzi? Că azi trăiești. Nu știi mâine ce te așteaptă sau dacă mai ajungi ziua de mâine. Iar cea de ieri s-a dus. Nu poți întoarce înapoi. Vezi ce lucrezi astăzi. Iar dacă vrem un alt exemplu, ce mult înseamnă astăzi să lucrezi, să nu zici mâine, că cea de nu poți întoarce înapoi, contează mult ce faci cu astăzi. Luăm exemplu pe tâlharul de pe cruce, acel tâlhar ce a crezut în Iisus Hristos. Acela era și el acolo răstignit, în durere, în suferință și știa că moare. Știa. Dar el vede pe Iisus Hristos răstignit lângă el. Dar nu vede un simplu om, nu, ci crede că Iisus e Hristos. El crede. El crede că este Cel care poate da viață veșnică. El crede. Crede în El. El acolo se mărturisește și zice, pentru ce am făcut în lume, de aceea să răstignim, pe drept ăsta aici. Se mărturisește. Îl ceartă pe celălalt, de ce nu tace? Dar mai face ceva atunci, cum am zice, azi. Face ceva, se roagă, zice, pomenește-mă, Doamne, că venim din împărăția Ta. Așa s-a rugat el la Iisus Hristos. S-a rugat. Știa că la Iisus e împărăția și El o poate da. Știa că El va judeca lumea. Credea. De aceea se roagă. Deși era tâlhar, dar se roagă. Și aude cuvintele. A auzit cândva cuvintele Zaheu, azi să fiu în casa ta. El aude cuvintele, azi vei fi cu mine în rai. Azi. Astăzi vei fi cu mine în rai. Interesante vorbe. Dar atunci s-a dus tâlharul în rai cu Iisus Hristos. L-a dus. Vezi că era mort pe cruce trupul, dar sufletul dus în rai, l-a dus Iisus Hristos și a zis când? Astăzi. El, dacă l-a fi zis, văd eu mai târziu ce zic, n-ar fi mai prins nimic, că era mort, n-avea când. Oare noi știm ce ne așteaptă mai departe? Nu știm. De aceea, luăm aminte, azi e ziua mântuirii. Ce înseamnă o rugăciune cu credință? Ia, vedem ce poate face. Poate dă sănătate. Te poate scoate din apă când strigi. Te duce în cer. Ce mult poate face? Poți să ridici ochii la cer sau să-i pleci în jos, depinde cum o faci. Dacă e cu credință, nădejde și dragoste și smerenie, e bună rugăciunea și lucrează. Dar să faci astăzi, să nu zici mâine. Dacă privim la aceste lucruri, vedem ce înseamnă omul rugăciunii. Și auzim cuvintele mai departe Domnului Iisus Hristos, părinte sau tată,
preamărește pe fiul tău ca și fiul să te preamărească pe tine. Oare ce înseamnă asta? Că noi nu prea înțelegem. Dar să despărțim cuvântul în două, prea și mărire. Ce înseamnă mărire? A avea mărire înseamnă ceva deosebit, undeva sus. Da, asta înseamnă. Și când e prea, înseamnă mai mult decât mărire. Asta se cuvine lui Dumnezeu. Vedeți? Asta se cuvine. Și asta trebuie să-i dăm și noi, preamărire lui Dumnezeu. Să lăudăm și să slăvim. Preamărire e mai mult decât mărire. Preamărire sau preaslăvire. Oricum mai zice, e același lucru. Dar, oricum ar fi, să știm că Iisus s-a rugat pentru noi, Iisus se roagă pentru noi, dar vrea să ne rugăm și noi, pentru noi și pentru alții. Dacă vedem, Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus îi se dă preamărire, i s-a dat. În preamărirea Lui slujește și o face pentru noi. Dar oare o are această preamărire? O are. Câteva exemple, să o pricepem. Este așa, citim în Sfânta Scriptură, i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, toată, toată, mare, multă, multă, multă. Toată, nu puțină, puterea în cer și pe pământ, o are Iisus Hristos. Are puterea de a da viață veșnică. Are. I-a dat puterea la Iisus Hristos de a birui porțile iadului și are, ca Dumnezeu, poate și face. Mai mult, are cheile morții și ale iadului, care e prea puternic, atot puternic. Dacă o are, atunci în fața lui trebuie să plece tot genunchiul al celor cerești, al celor pământești, al celor de desubt. Are. Și dacă are și s-a rugat și s-a dat pildă pentru noi de rugăciune, de smerenie, de ascultare, de slujire, cum a umblat Mântuitorul, să umblăm și noi în cele bune, pe folosul nostru aici și în viața de veci. Amin. Cine are urechi de auzit, să audă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.